Bună ziua tuturor! Shalom din Israel cu știri direct de la sursă! Sunt Daniel Stanger și în ultima vreme am primit foarte, foarte multe întrebări, atât pe canalul nostru de YouTube, în comentariile dumneavoastră, cât și pe Facebook, cât și pe numerele mele personale de WhatsApp cu privire la. Israel astăzi un nou serial pe care l-am început și pe care îl vom continua. Așa cum m-ați întrebat și cum v-am răspuns, o să vorbim despre Hamas, o să vorbim despre Hezbollah, o să vorbim despre alte categorii ale evreilor din Israel și multe, multe alte subiecte pe care vreți să le știți, toate la rândul lor. Însă, astăzi vrem să vorbim despre. Cele trei obiective ale războiului din Gaza, care în ultima vreme au ajuns să fie patru, o să le spunem pe rând pe fiecare dintre ele. Și apoi, la finalul acestui episod, vom vorbi puțin și despre pelerinajul care ne așteaptă în față, în Israel, în luna octombrie și pentru cei care sunteți înscriși sau pentru cei care ați vrut să vă înscrieți și lăsați pe ultimul moment să știți ultimele detalii. Așa că stați aproape pentru că o să continuăm. Încă de la începutul acestui război și vorbim despre 7 octombrie 2023, atunci când a început totul în fâșia Gaza și în zonele din sudul Israelului, Celurile acestui a, război au fost următoarele: nimicirea Hamasului în întregime, a, acesta este unul dintre lucrurile foarte principale, apoi guvernarea fâșiei Gaza după acest război, care a, probabil că va mai dura și acest lucru a fost pus în cabinetul și în parlamentul Israelului, cât și statele Unite, cât și Egiptul, discută asupra acestui aspect. Iar al treilea obiectiv al acestui război, care nu este mai puțin important, este întoarcerea ostaticilor din Gaza. Trebuie să reamintim că mai sunt încă 101 ostatici, dintre care aproximativ 45 sunt declarați decedați, ceea ce înseamnă că în jur de 55, probabil 56, se pare conform IDF-ului, conform tuturor statisticilor că mai sunt în viață, dacă acest lucru este. Este adevărat încă se discută despre salvarea ostaticilor din Gaza răpiților au fost foarte multe încercări și încă Statele Unite încearcă împreună cu Israelul să mai facă acest lucru deși aproape șansele sunt reduse la minim așa cum se spune în, în toate declarațiile de presă pe care le-a dezvăluit și armata israeliană cât și primul ministru al Israelului. Nu se știe cine va guverna după acest război fâșia Gaza. Părerile sunt tare împărțite, având în vedere că armata israeliană nu vrea să iasă din coridorul Filadelfii. Iar acolo Egiptul ține cu dinții de acel coridor. Statele Unite dorește ca să fie un guvern internațional acolo sau să fie un guvern palestinian în zona respectivă. Bineînțeles că vă vom ține la curent cum vor evolua lucrurile în zonă, însă, în urmă cu câteva zile, mai precis la începutul săptămânii, într-o declarație de presă, în urma hotărârii de guvern. A Israelului s-a decis să se adauge un al patrulea obiectiv a, cu privire la războiul din Gaza, și anume întoarcerea a, celor care sunt din zona de nord, întoarcerea lor acasă. Este vorba despre aproximativ 60.000, conform statisticilor, dacă nu puțin mai mult, de refugiați din zona de nord, care înseamnă. Undeva o zonă tampon de 15 km de la granița cu Libanul înspre sudul Israelului. Vorbim despre orașe cum ar fi Metula, cum ar fi uh, Chiriat-Shmona și alte orășele, kibutzuri sau uh, sate mici de lângă graniță. Iar războiul în zona de nord a început la o zi după ce a început în fâșia Gaza. Pentru cei care nu știți, pe data de 8 octombrie. 2023, organizația Hezbollah a hotărât să sprijine Hamasul și a început să tragă rachete din zona de nord. Acestea sunt trase în proporție de 80-85% numai în zona aceasta tampon, iar oamenii au fost refugiați. Și probabil că sunteți la curent cu știrile din media în care s-a spus că Israelul a coordonat un atac cibernetic, să spunem așa, asupra uh, pagerelor și asupra uh, walkie-talkie din uh, Liban, a organizației Hezbollah, unde, se, unde au fost mai multe explozii atât în ziua de marți cât și în ziua de miercuri, și unde au fost declarați peste 30 de morți, conform surselor libaneze, și peste 3000 de răniți. Miercuri seara, după toate aceste știri, primul ministru Benjamin Netanyahu, în declarația de presă pe care a făcut-o, a spus Am anunțat deja că suntem gata să introducem al patrulea obiectiv și anume întoarcerea rezidenților din partea de nord ca să fie în siguranță în casele lor și acest lucru am făcut. Acesta este începutul acestui proces. Și spunea el, împreună cu... Ministrul Apărării, nu am uitat de ostaticii din fâșia Gaza, n-am uitat obiectivele pe care le avem în partea de sud, însă am introdus un nou proiect în războiul nostru și anume întoarcerea rezidenților. Bineînțeles că președintele Nasral a anunțat că aceasta atitudinea Israelului a depășit orice zonă roșie, iar Israelul, conform declarațiilor sale, a început războiul cu Hezbollah și cu Libanul. Acum, cred că această declarație este ieșită din context pentru că războiul a început pe 8 octombrie, cum vă spuneam mai devreme, și Hezbollah a inițiat acest război împotriva Israelului și tot acest președinte a anunțat că nu va înceta represaliile asupra Israelului atâta vreme cât Israelul se confruntă și încă este în Gaza. Până când Israel nu va ieși din Gaza, Hezbollah nu va înceta cu atrocitățile din partea de nord, din zona Tampon. Și ultimul lucru foarte pe scurt, așa cum vă spuneam la început, este vorba despre pelerinajul care îl facem pe data de 6 octombrie. Avem oameni pe listă și dacă zborurile nu se vor anula sau dacă nu se va întâmpla nimic până în data respectivă, noi suntem gata să continuăm cu pelerinajul. Pentru cei care m-ați întrebat dacă este sigur să vii în Israel, revin, Războiul este doar la, în partea de nord la graniță, în partea de sud la graniță, unde cu turiștii nu ajungem. În Israel se face turism la ora actuală, conform Ministerului Turismului, a, turismul nu a încetat niciodată, iar acum este vorba despre undeva la 15% din turismul care era înainte de război, așa că turismul se face, noi suntem gata să facem acest pelerinaj, a, pelerinii noștri nu sunt puși în pericol, însă bineînțeles că ne încredințăm în mâinile lui Dumnezeu. De asemenea, încredințăm în mâinile lui Dumnezeu și acest conflict și vrem ca voia lui să se facă, așa că continuați să vă rugați pentru noi, pentru acest conflict și pentru oamenii care, dacă mor, trebuie să moară mântuiți cu speranța că vor ajunge în veșnicie. Fiți binecuvântați!